Este de faptul că este a fost numit selecționerul Cipru, nu că joacă împotriva mea, că nu, nu e, că nu joacă împotriva mea. El pe semne că și pregătește echipa pentru a juca împotriva unei echipe care o antrenez eu. Asta e lucrul ce nu e important. De un meci, nu vreau să mă intru la mână, deja am dat interviu legat de asta. Vom întâlni o echipă a Ciprului foarte ambițioasă. Au debutat foarte bine împotriva Lituaniei, câștigând acolo. Am văzut meciul împreună și cu jucătorii ne-au impresionat prin forța lor de joc, prin agresivitatea cu care au făcut pressing, cu care s-au apărat și au fost în dificultate. Au avut ghinionul ca în meciul cu Kosovo să primească acel gol din penalte și la nivelul ăsta un astfel de gol condiționează desfășurarea partidei pe urmă. Dar mă aștept la o echipă bună. Sunt câțiva jucători foarte buni în echipa Ciprului. Ioanu de la Sampdoria, care a crescut la Manchester United. Este acest Castanos de la Verona, care are o evoluție foarte bună la Verona și joacă permanent 90 de minute. Acum văd că au dus pe Sotiriu din Japonia, are 60 de meci, în echipa națională, un jucător care marchează destul de mult. Deci, și ceilalți, nu vreau să-i numesc pe toți, au reușit să facă o echipă competitivă și sigur că toate echipele încă mai au șansă să câștige această grupă. Și ei, ca și Lituania, ca și Kosovo, noi am obținut cele 6 puncte, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu obținem în continuare alte 6 puncte. Deci asta e foarte important și băieții trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, să se pregătesc pentru așa ceva. Ei trebuie, i-am înțeles, le-am și spus că am avut Gică Popescu o intervenție la Digi și foarte bună a spus că echipa asta încă n-a câștigat împotriva niciun echipe mari. Le-am spus și lor, pentru a ajunge să jucăm cu echipe mari, la sistemul ăsta de organizare UEFA, FIFA, trebuie să batem echipele mici. Batem echipele mici, atunci facem pasul înainte. Nu, rămânem la nivelul ăsta și așteptăm din când în când o trage la sort ca să ne favorizeze, ceea ce nu e normal. Deci e un meci important pentru noi, îl tratăm cu foarte multă seriozitate și sper ca băieții să fie mulțumiți după meci. Eu sunt foarte bine din punct de vedere psihic, nu am avut nicio problemă, am înțeles că sunt în creștere, sunt greșeli pe care oricine poate să le facă, am doar de învățat din acest lucru. Iar din punct de vedere al încrederii pe care o are Tottenham față de mine, nu s-a schimbat nimic. Mi-au confirmat-o atât verbal cât și prin faptul că m-a băgat mister în meciul cu Manchester United. Deci, cum am spus, încrederea este acolo. Este doar la mine, rămâne să dovedesc că merit să joc acolo și să mă impun. Nici n-au cum să nu fac asta, pentru că pentru mine zilele care sunt 4-5, antrenamentele cele mai importante sunt cele mentale, cele care discutăm, studiem, analizăm, îndreptăm greșelile, pentru că nu toate lucrurile au fost foarte bine. Într-adevăr, un grup foarte bun de jucători, sunt impresionat de relațiile lor și bucuria cu care se revăd și modul în care se comportă unul față de celălalt. Asta e deja baza, și am spus. Pe această bază trebuie să construim ceva în plus, plecat de la un anumit nivel la care ei au ajuns pe meritul lor, pe meritul lui Edi Iordănescu, dar acolo trebuie să facem un alt pas înainte pentru a ajunge să ne batem cu echipele mari ale Europei și să nu suferim. Așa cum, de fapt, s-a întâmplat totdeauna cu fotbalul românesc. Noi am avut N-am avut frică nicăieri, pe niciun stadion al Europei sau al lumii. Am dus într-o perioadă de 20 de ani fotbalul românesc la cel mai înalt nivel. Toată lumea aprecia lucrul ăsta. Trebuie să ne întoarcem acolo, nu s-a schimbat nimic. Talentul jucătorilor români este același. Depinde cum îi educi, cum îi pregătești, cum îi organizezi și cum le ceri să facă performanță. Și astea sunt lucruri foarte importante de... Hai, de aici pleacă totul, sigur. Și în privința, avem un avantaj acum că datorită și echipei naționale și rezultatul echipei naționale, ei au început să fie apreciați în echipele lor de club și au început să aibă mai multe minute de joc, ceea ce ușurează puțin și munca mea atunci când se întorc la echipa națională. Pentru că, pe urmă, sigur că așa cum spunea și Radu, mi-e mult mai mult pe intensitate în antrenamente, și în același timp pe
discuțiile care le purtăm, analizele, pregătirile de joc, sintezele, analizele jucătorilor adverse, lucruri care sunt extrem de importante pentru a face performanță. La fel ca de fiecare dată când venim la echipa națională, foarte încrezător, foarte nerăbdător să ne reîntâlnim. Optimist și entuziasm pentru aceste două meciuri. Iar față de cerințele lui Mister, cu siguranță acum am înțeles și mai multe lucruri, pentru că am avut mai mult timp de a ne antrena. Iar sunt sigur că cu aceste două meciuri și cu restul campaniei vom deveni o echipă și mai omogenă și vom arăta și mai bine în teren.